COVID-19 este o boală gravă care afectează în special plămânii, dar în unele cazuri nu iartă nici alte organe. Iar întrebarea noastră firească este ce putem să facem să ne întărim organismul înainte de o eventuală infectare. Un medic specialist vine cu răspunsul și ne prezintă un aliment cu efecte miraculoase. Printre alimentele esențiale în meniul zilnic necesare în lupta cu COVID-19 sunt murăturile, care au efect miraculos asupra imunității. Afirmația a făcut-o medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă la Spitalul Județean Galați, unde susține că alimentația în lupta COVID-19 este esențială și ne ajută să facem față virusului. Am pus limita posibilităților, adică posibilități și de a putea munci, că la vârsta noastră asta este. Specialiștii afirmă faptul că aceste murături ne-ar crește imunitatea așa astfel încât am ține și COVID-ul departe. Ce părere aveți? Nu știu dacă COVID-ul are. Totuși imunitatea e care să nu răcești. Asta ar spune, caut să mănânci fructe, vitamine naturale ca să nu răcești, cel mai important lucru. Mai cu seamă la anumită vârstă. Te ia flama ușor. Alimentele care ne ajută să avem o imunitate adecvată trebuie să includă surse de proteine, precum carne, pește, ouă și brânzeturi. Este nevoie de vitaminele A, D, C și E, dar și de minerale ca zinc și seleniu. Este greu să dau un răspuns exact, dar putem afla de la nutriționiști, de la cei care studiază în laborator ce conțin aceste alimente și sigur că unele dintre ele sunt favorabile sănătății și toate în raport cu carnea sunt mult mai bune pentru sănătate decât carnea. Este extrem de important să nu neglijăm nicio grupă de alimente. Ouă, pentru că sunt o sursă de proteine de cea mai înaltă calitate, de vitamine, antioxidante și minerale. Dacă ei sunt specialiști, așa și știu, să mâncăm mai murături, da? Că-i piața scumpă, de-aia. Ai, dragul, sunt ăștia, mă. Semințele de floarea soarelui conțin vitamina E, acizi grași esențiali, omega-6 și proteine care ajută sistemul imunitar. Fructe și legume de sezon, precum mere, pere, gutui, morcov, țelină, varză, consumate pe cât posibil nepreparate termic pentru a păstra cât mai mult din vitamine și minerale. Ultima recomandare, poate puțin mai ciudată, dar tradițională la noi în țară. Se consumă murături cu efect extrem de benefic asupra florei intestinale, conținând probiotice, dacă starea de sănătate ne permite, pot contribui mult la sănătatea intestinală și la imunitate, a declarat medicul Alexandru Nechifor.